Din 1990 până în prezent, rata femeilor căsătorite care își înșeală soții a crescut cu 40%, în timp ce rata în rândul bărbaților a rămas aceeași. Acestea simt deseori că viața de soție este una plictisitoare. Conform Digi24.ro, ce s-a schimbat în monogamie sau viața de familie în ultimii 27 de ani? De ce atâtea femei au început să se simtă îndreptățite să aibă un comportament care înainte era acceptat, doar ca o prerogativă masculină? Acestea sunt întrebările de la care Esther a pornit analiza. Aceasta povestește cum una dintre prietenele ei i-a spus că este mai atentă cu soțul ei atunci când are relații extraconjugale, ea fiind mai răbdătoare și mai prietenoasă cu soțul. Infidelitatea era astfel descrisă ca un act de subversiv, un protest împotriva unei instituții pe care ele au început să-l vadă ca sufocant sau asupritor. O generație mai în vârstă ar fi ales divorțul în aceste situații, dar acum tot mai multe femei nu mai sunt dispuse să abandoneze mariajul și familiile pe care l-au construit în ani de zile. Pe de altă parte, nu-și doreau să suporte stigmatul unei căsnicii deschise. Aceste femei apelau la infidelitate nu ca la o modalitate de a strica o căsnicie, ci ca o modalitate de a rămâne în ea. Deși, cel mai probabil, pare că o femeie face astfel de gesturi din dorința de a scăpa de o căsnicie nefericită, studiul scoate la iveală că nu acesta este motivul. Dar în același timp, ele simțeau viața de soție ca fiind una plictisitoare, cu multe constrângeri și erau deranjate de volumul de muncă mare care era depus în menținerea stilului de viață a întregii familii, relatează Digi24.ro.